Văd decizia asta ca fiind un argumentată, Eu nu am avut niciun dubiu că partidul domnului Rusate a fost scos din cursă electorală în mod ilegal, în mod arbitrar, de fapt așa cum a statuat curtea. A indicat expres faptul că excluderea din cursă electorală a fost un arbitrar, în termen de altfel folosit mai rar de Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Um, și asta este tot ce pot spune acest context. A fost o excludere făcută la comandă la comandă la comanda politicienilor care dețineau puterea la acel moment. Participarea lui Satei cumva deranja prin cel val de popularitate pe care îl avea atunci la moment. Respectiv ca să nu riște, și să se asigure, am decis excluderea din cursa electorală respectivă. Dar asta ce înseamnă propriu zis? Deci este obligat statul Republica Moldova să achite <laughs> partidului respectiv 15.000 de, de, euro, dar e suficient asta? Uh, nu este suficient, asta ne duce pe noi la câteva concluzii. Prima, că statul de drept este un deziderat și nu o realitate. Și eu sunt sigur că din 14 până acum nu s-a schimbat prea mult. În al doilea rând nu avem, nu avem un imbold, un mobil suficient de puternic pentru a evita astfel de excese pe viitor. Ori 15.000 de euro pentru politicienii noștri, majoritatea acestora care sunt absolut cinici și a perfizi în sistemele lor de valori declarate și versus cele reale, o astfel de sumă, mai ales că nu plătesc politicienii ce plătește statul Republica Moldova din impozitele plătite de mine, dumneavoastră și telespectatori, nu avem nicio garanție că sistemul nostru judecătoresc nu va mai acționa la indicația politicului. Astăzi avem o situație în care Partidul Socialiștilor, în mod absolut vedit, exercite presiuni și controlează, într-o anumită măsură, activitatea Consiliului Superior al Magistraturii, care este organul decisiv în procesele care țin de însănătoșirea sistemului judecătoresc. Astfel, în condițiile, în condițiile noastre, astăzi nu avem nicio premiză cu privire la îmbunătățirea situației. Situația poate să se îmbunțească în sistemul judecătoresc, sistemul procuraturii, exclusiv după obținerea unui rezultat electoral parlamentar decent. Și aici am în vedere formarea unei majorități parlamentare din oameni integri. În cel puțin la unii simple, majorități, de 51-52 de persoane minimum, de dorit mai mult, care și-ar propune într-un mandat plin de 4 ani să reformeze sistemul judecătoresc. Or, aceasta este într-o stare de rizori. Dar vorbind despre posibilele acțiuni a Procuratorii Generale, Renato Usat i-a solicitat sau cere Procuratorii Generale să -l urmărească penal pe Vlad Plahotniuc pentru crearea unui grup criminal organizat și că el ar fi stat în spatele acelor mișcări de a exclude Partidul Patria din cursa electorală. Cât de real este acest lucru în contextul în care Vlad Plahotniuc nu se află pe teritoriul Republicii Moldova și cât de independent este în prezent Procuratura Generală? În afara cazului excluderii policianului Satei din cursa electorală, era nevoie Din înțeleg unei cauze penale cu privire la crearea uh, unui grup criminal organizat pe teritoriul Republicii Moldova, care exercita controlul mai multor instituții de stat și mai multor puteri în stat, uh, cu mai multe persoane cheie, o bună parte din care sunt pe teritoriul Republicii Moldova, și era absolut logic și necesar să fie pornită uh, o astfel de investigație și urmărire penală. Eu sunt surprins că până astăzi, cel puțin eu nu cunosc, să fi existat o investigație de acest gen și nu, desigur că nu cunoaștem despre niciun fel de rezultat cât de cât vizibil în acest sens. Este cert că Moldova a fost un stat capturat, un stat uzurpat, ori în termeni juridici de procedură penală și de drept penal, asta înseamnă un grup criminal organizat care a uzurpat puterea Um, în acest sens era uh, absolut imperativ, necesar, indiscutabil uh, faptul pornirii unei investigații penale pentru stabilirea persoanelor care făceau parte din acest grup și atrage lor la, lor la răspunderea penală. Uh, și faptul că um, cumva uh, domnul îi leagă această situație, hotărârea CEDO prin care se constată de fapt că a fost o hotărâre arbitrară, ori în mod logic, or, o hotărâre arbitrară înseamnă că a fost o hotărâre motivată politic și înseamnă că suprajudicătorilor au fost exercitate presiuni. Cineva a exercitat acele presiuni. Cine e acel ceva? Acel care interesul poartă fiesul, deci acel care a avut interesul să o facă. Cine este acel om? Da? Este un grup de persoane. Și respectiv, el ajunge la concluzia că stă în spate un grup criminal organizat care a fost interesat în scoaterea lui din cursul și care controla la acel moment procesele politice din Republica Dar Moldova controla și influența la asupra... La acel sigur moment, Vlad Plahotniuc, acest grup... Vlad Plahotniuc a exercitat un mare grad de control începând cu 2010 deja. El a fost cel mai sistemic, organizat și um, pragmatic în... Uh, extinderea controlului uh, său asupra sistemului judecătoresc. Uh, și la, în acea perioadă, în anul 2014, dacă vorbim de anul 2014, opera lui, practic, uh, am în vedere prin operă uh, setul de măsuri operative uh, de corupere, de uh, creșterea grupului criminal organizat, exercitarea influenței asupra, asupra, mai multor uh, uh, categorii de persoane, a fost uh, în plină dezvoltare, a atins apogeul. Cam asta este perioada, 2014-2015, iar din 2015 deja Placotniuc a beneficiat din plin de sistemul pe care l-a construit. De fapt, anume controlul sistemului judecătoresc și sistemului procuraturii, organelor de urmărire penală, i-a permis să anihileze adversarii politici, să-i facă vinoveți de uh, acele uh, crime uh, cu, ca, cu caracter uh, financiar uh, și internațional. I am berez, uh, aici de lapidarea rezervelor Bancii Naționale, Londromato. Uh, I-a permis, să, de fapt, să folosească inclusiv adversarii săi politici și partenerii pe alocuri ca să-i facă responsabil și să evite răspundere. Eu nu zic că cei care au fost atrași de el în capcane nu sunt vinovieți. Noi în continuare așteptăm un proces penal obiectiv, o urmărire penală obiectivă în care rolul fii cărui din acei politicieni, în acea triadă, care am avut, că am avut la acel moment trei partide la, în coaliție, Uh, încă așteptăm să fie stabilit și identificat rolul fiecăruia din ei și gradul lor de responsabilitate. Uh, însă, da, la acel moment el a fost uh, acela care controla uh, de facto uh, sistemul judecătoresc. El care va l a pla El la hotneu. Uh -huh. Și l-a utilizat în mai multe în mai multe sensuri. Deci este argumentată cererea către Procuratura Generală din partea lui Renato Usatăi, dar eu vreau să înțeleg, domnule Gligor, în ce măsură acest precedent ar putea preveni astfel de situații, nu știu, în 2020, spre exemplu, pentru cursa prezidențială, pentru că există riscul care natul usată-i iarăși să fie exclus din cursa electorală, sau eventual anul următor sau anii următori, următori dacă vor exista alegeri parlamentare anticipate sau ordinare. Acesta este un precedent care poate învăța minte justiția moldovenească sau nu se va ține cont atât de mult cum ne-am dori. Justiția moldovenească a beneficiat de un răgaz de circa 6-8 luni de zile în care lucrurile s-au, dacă vreți, s-au normalizat, deși nu s-au schimbat calitativ. S-au normalizat din punctul de vedere al dezasamblării, dezagregării acelui sistem centralizat de control a puterii judecătorești pe care l-a construit Plahotniuc. Odată cu fuga lui Plahotniuc au rămas câțiva ofițeri de-ai lui pe teritoriul Republicii Moldova care exercită periodic anumite influențe la necesitate asupra organilor de urmărire penale, penală, procuraturii și asupra sistemului judecătoresc. Însă nu mai există acel aparat centralizat, acel grup, grup criminal organizat, care deținea integral toate puterele în stat. Respectiv, unii judecători au mai prins la curaj, alții au tras o, 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 un fel de învățătură, un fel de concluzie că nimic nu este veșnic. Plahotniuc, dacă nu știu, ne întoarcem în în iarna 2019, începutul anului, primăvara 2019, când spuneam cuiva că Plahotniuc nu are prea mult timp rămas în activ, zâmbeau sceptic. Omul părea veșnic da? în politicul și în realitățile noastre, nu a fost respectiv acel sistem s-a relaxat cumva și unele lucruri s-au mai normalizat dar asta nu înseamnă că el și-a schimbat caracterul, asta nu înseamnă că acei oameni au devenit mai integri, mai verticali, mai curajoși ăștia sunt aceiași oameni și dacă un alt uh, plahotniuc sau o parodie de lui plahotniuc Va încerca să sistematizeze acele procese da? din nou, să reia, să creeze un sistem de influență asupra Consiliului Superior al Magistraturii, Consiliului Superior al Procurorilor. Parțial, sistemul construit de Plăhniuc va fi reabilitat. Și eu deja văd toate indiciile a unor tentative sistemice de reconstruire, restabilire a unor părți în acel sistem. Aici avem în vedere. Influențele exercitate asupra Consiliului Superior a Magistraturii, care sunt pe masă, au fost dezbătute pe larg în societate, la mai multe, mai multe platouri, diferitor televiziuni, televiziuni, și a, astea sunt îngrijorănate. Eu cred că. Și în nu perspectivă. Contează ce decide CEDO? Contează ce decide CEDO. Ce decide CEDO contează. Însă contează și mai mult că oamenii care imit hotărâri arbitrare. În continuare, activează în sistem și nu există un coraport direct între hotărârile CEDO cu privire la constatarea faptului de emiterea unei hotărâri arbitrare, ca consecință pentru judecător. Dar ar trebui să existe? Sigur că ar trebui să existe. În momentul în care o persoană emite, un, un, un complet judecător emite o hotărâre arbitrară declarată astfel de către Curtea Europeană, cel judecător nu ar, avea, n, -ar, n -ar trebui, nu are ce căuta un sistem de, în sistem în, linii mari. Desigur că există și unele excepții, există situații, eroare, eroare faptic, mai există anumite situații care trebuie fiecare caz cercetat de parte, însă în, în linii mari, desigur că ar trebui să existe o consecință directă, ar trebui să existe Uh, o, o procedură, uh, o procedură uh, disciplinară în cadrul Consiliului Suprăură Magistraturii de examinare a fiecărui caz de acest gen. Uh, și de ce nu de atrage la răspundere disciplinară pentru imiterea unor hotărâri arbitrare? Uh, Dar noi opțiunea nevoie... ca ce judecători să achite aceste compensații necesare uh, care cad pe spatele Republicii Moldova? În cazul hotărârilor lor arbitrare, eu cred că ar fi una din soluții. Pentru că în acest caz, judecătorii care le sunt cerute de politicieni sau de crimă organizată, pe bani sau pe interes, pe protecții, da, sunt cerute sau le se cere imiterea unor hotărâri arbitrare iar ar, trebui înțelege, ar trebui să știe, să cunoască ca un fapt cert că emiterea unei astfel de hotărâri va genera consecințe directe. Ori noi nu avem acest coraport astăzi. Judecătorii se simt într-un fel protejați de orice consecințe. Și asta a dus în această perioadă, în perioada anilor 2005-2020, la emiterea a zeci, zeci, dacă nu sute de hotărâri de la care ți se ridică părul în sus. Și în nu toate cap. ajung la CEDO. A, și nu toate ajung la CEDO, iar când ajung la CEDO durează cinci, 6, 7, zece ani examinarea acestora. Noi avem o situație legată de un politician cu un grad mare de notoritate care a fost exclus dintr-o cursă electorală care s-a adresat la CEDO și a durat 6 ani. Da? Bine, după expirarea termenilor care procedurile interne, cred că vreo 5 ani. Dar asta este vorba de un caz de rezonanță politic, care probabil a fost tratat cu mai multă atenție. Când e vorba de altfel de abuzuri față de oameni lipsiți de autoritate și care nu sunt politicieni și nu sunt în atenția publicului, atunci, la general, poate fi vorba de și mai mult, și un termen și mai mare, și mai mulți ani. Respectiv, noi, dacă vom conta în continuare pe CEDO, o vom da în bară ca societate. Societatea oamenii noștri disperă tot mai mult. Nu mai au, nu au încredere, iar starea asta de lucruri în justiție generează efecte și pierderi de miliarde de euro anual. De ce? Pentru că nu vin investitori, pentru că investitorii care sunt locali sau străini nu au încrederea în faptul că mâine nu uh, vor pierde afacerea lor și proprietățile lor. Oamenii simpli se gândesc trei ori să investească aici sau nu. Uh, și în cumul când luăm to toți acești factori noi ca societate ca stat suntem neatractivi din punct de vedere, din punct de vedere investițional. Și asta este una din cauzele principale a migrației, a imigrării din Republica Moldova în alte state mai, mai dezvoltate. Dar revenind la aspectele politice, în ce măsură credeți că Renato Usatăi riscă să uh, repete, nu știu, aceeași soartă din 2014 și în 2020? Pentru că vedem uh, și el vorbea aici în, în studio, că există deja anumite presiuni și vedem de acel uh, dosar care este în Federația Rusă, uh, solicitarea uh, ca să fie uh, Uh, extradat acolo, până la urmă și eventual reținut dacă ajunge în Federația Rusă. Cum vedeți dumneavoastră și în ce măsură uh, este un pericol pentru Igor Dodon la aceste alegeri prezidențiale care urmează? Marinata osatei este practic singurul politician, dacă nu participă Vladimir Voronin, plasat pe centru stânga. Ești ăsta este un subiect aparte, putem discuta cumva. În realitățile Republicii Moldova, Renato Sat este plasat pe centru, centru stângă El este unicul polician care ar putea fura din bazinul electoral al Partidului Socialiștilor. Eu am mari dubii că Andrei Nastase sau Maia Sandu sau Octavian Țăcu pot lua voturi de la persoanele sau pot atrage persoanele care s-au dezamăgit în Igor Dodon. Igor Dodon astăzi are ratinguri foarte joase în raport cu ce era doi ani în urmă, de exemplu și participarea lui Renato Satei în campania prezidențială este un factor foarte important în contextul acestor alegeri prezidențiale. Că el este unicul care îi face competiții directe pe ieșchierul lui Dodon. Este periculos. De asta, de asta Igor Dodon o va face pe dracu în să-l elimine din cursă. Și el o face el nu este suficient de puternic încă să o facă prin intermediul, așa cum a făcut-o Plahotniuc în acea perioadă cu colegii săi de coaliție. în sigur că au discutat acea excludere și au fost cointeresați toți în acea decizie. În prezent, eu nu cred că Igor Dodon are suficientă putere să bage sistemul judecătoresc într-un alt val de calvar, să... Și mai în special în contextul hotărârii CEDO. Această hotărâre CEDO vine la un moment foarte, foarte potrivit pentru satăi, pentru că ea vine în ajunul prezidențialilor și este o hotărâre declarată, în care declară decizia instanțelor naționale ca fiind arbitrară și e un semn de exclamare și un dat din deget foarte serios în adresa sistemului judecătoresc. Eu nu mai, eu nu cred că judecătorii noștri. Cel puțin în faza asta, când procesele încă nu sunt finalizate, procesele de preluare a controlului asupra CSM-ului și asupra de Ștecădresc, că încă nu sunt finalizate, nu putem vorbi de, cu certitudine sau nu putem compara încă situația cu cea care exista în 2014, 2016, 2017, 2018 și în cadrul csm Uh, nu cred că și-ar asuma un astfel de risc și mai degrabă că vor încerca cumva prin prisma acestui dosar penal, știm că Dodon este acum la Moscova, va încerca cumva cu ajutorul... Patronilor săi de la Moscova să, să facă un aranjament care l-ar scoate din curs. Să vedem deja care este tactica. Dar mari. este periculos? E clar că o vrea. Este periculos, din câte spuneți noastră, dar cât de periculos? Cât de mult ar putea rupe din bazinul electoral al lui Igor Dodon? Chiar și 5, 50% este foarte mult. Dodon avea votanți raționali care îl, îl, alegeau pe el în contrast cu celelalte opțiuni. Deci dacă nu te simți cumva nu te identifici cu nicio opțiune de pe centru dreapta, căutau, dar omul vrea să voteze, vrea să iasă la vot, el se uita ce este pe centru stânga. Respectiv, acei oameni, o bună parte din ei s-au dezamăgit de în prestația lui Dodon. Că Dodon n-a făcut nimic din ce a promis, au avut patru ani foarte proști, a avut o performanță, o trădare după alta, care a dus la, la o stare critică din punct de vedere economic, din punct de vedere pandemic, din punct de vedere a crizei în sănătate, din punct de vedere al deficitului bugetar și așa mai departe. Deci a avut un lanț de eșecuri care au a scăzut ratingul dramatic. Acum, politicienii de dreapta ar trebui să știe să capitalizeze pe acele eșecuri, să atragă electoratul dezamăgit în Dodon. Însă eu nu prea văd activitatea în acest sens. Nu văd uh, policienii noștri să fie abili în a face acest lucru. Unii o duc mai bine, alții mai prost, dar în linii mari sunt cam... Dar Renato Usate este abil? Faci el acest lucru? pentru peșcherul ăsta este foarte abil. Este foarte abil. El vorbește foarte bine limba rusă, el vine din Federația Rusă unde și-a făcut averea, el vorbește pe înțelesul electoratului de centru-stângă, el are profilul necesar. Și dacă vă să aminte, de fapt, alegerile prezidențiale din 2016, dacă faceți analiza procentajului și cum, de fapt, s-a reușit să avem turul 2 și să nu pierdem din turul 1, Usate atunci a jucat un rol destul de important.